Accident tragic pe calea ferată în apropiere de Strășeni. Un șofer a fost târât 10 de metri după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tren de pe cursa Chișinău-Moscova. În urma impactului violent, bărbatul s-a stins pe loc. Accidentul s-a produs în jurul orei 12. Potrivit oamenilor legii, bărbatul care se afla la volanul unui Volkswagen ar fi ignorat toate semnalele încercând să treacă peste calea ferată. În consecință, mașina sa a fost izbită violent de tren, fiind târâtă până în momentul opririi vehiculului feroviar.